Salut și v-am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi salvăm Mönchengladbach. Sper că o pronunț corect, pentru că asta va fi cea mai mare problemă în acest videoclip: pronunțarea numelui. Așa că în acest videoclip o să o salvăm, pentru că nu s-a descurcat destul de bine. În sezonul anterior a terminat pe poziția 14, aproape să retrogradeze. Ea a reușit doar 34 de puncte, destul de puțin dacă mă întreb pe mine, așa că trebuie să o salvăm. Așa că avem la dispoziție 5 sezoane. În aceste 5 sezoane trebuie să completăm obiectivele. Și obiectivele sunt în felul următor: trebuie să reușim să câștigăm un Champions League, trebuie de asemenea să câștigăm de 2 ori Bundesliga, iar în total cu trofeele de la pocal și toate trofeele pe care le putem câștiga în Germania, să strângem 5 trofee. E bine, obiectivele sunt destul de bune și eu zic că o să le reușim, mai ales că avem la dispoziție 5 sezoane. Această echipă este destul de gravă, după cum văd aici, nici jucătorii nu se potrivesc pe această formație, așa că lăsați-mi puțin să o modific. E bine, și cam așa arată echipa lor cu schimbările mele. Arată destul de bine și cred că putem să jucăm cel puțin un sezon, dar avem nevoie de transferuri. Și nu prea avem mulți bani, avem 27 milioane. Așa că haideți să ne uităm pe free agent. E bine, și am găsit 4 jucători destul de buni, toți sunt peste 75 overall, cum mi-am propus să găsesc, și sunt pe anumite poziții care chiar avem nevoie. Așa că haideți să-i transferăm pe toți. E bine, și acum cu acești 4 jucători noi, arată puțin mai bine echipa. E bine, așa că haideți să începem simularea și salvarea echipei. E bine, și primul meci din Bundesliga este versus cei de Augsburg. Un meci destul de ușor, zic eu, însă, na, pentru că suntem Gladbach, este cam greu, tot o să-i dăm un quick sim și haideți să vedem dacă reușim, și se pare că nu reușim, câștig Augsburg. Următorul meci, meci destul de greu versus cei de la Bayern în Bundesliga, îi dăm totuși un quick sim și hai să vedem cum ne bate. 3-2, ok, ok, ne-am ținut totuși bine. E bine, și uite că vine și primul meci din pocal. Hai să dacă reușim să câștigăm un meci versus Frankfurt, destul de greu, totuși o să-i dăm un quick sim și se pare că pierdem din primul meci. Wow, ok. E bine, în momentul de față suntem la 25 noiembrie și vedem că ne jucăm destul de bine, suntem pe locul 5 în ligă, iar următorul meci este versus Borussia Dortmund în Bundesliga. Hai să dacă reușim să-i batem totuși și se pare că facem egal. Ok, destul de bine, destul de bine. E bine, am intrat în perioada de mercato din iarnă și se pare că suntem pe locul 2 în Bundesliga, destul de bine jucat, înseamnă că transferurile noastre chiar au fost foarte inspirate. Și echipa o să fiu nu arată cine știe ce, însă aparent a jucat foarte, foarte bine. Totuși, haideți să facem un transfer la echipă luna aceasta. Și acel transfer, sincer să fiu, trebuie să fie pe right back. Se vede că nu joacă foarte bine acest liner, bine, probabil din cauza că joacă Scali, dar poate reușim să transferăm sau să luăm pe gratis un right back mai bun. E bine, și de ce nu, haideți să-l transferăm pe Connor Bradley, care de obicei era la Liverpool, nu știu ce caută la PSG, însă este un transfer destul de bun, așa că haideți să-l transferăm. E bine, și acum cu Bradley pe partea dreaptă l-am văzut pe Scali, chiar dacă era poate puțin mai bun. Bradley, am încredere în el că va crește foarte mult și ne va ajuta enorm de mult. Așa că acesta cred că va fi singurul transfer pe care îl facem, pentru că restul echipei se descurcă destul de bine. Haideți să vedem ce vom reuși să facem din nou cu Bayern aici în Bundesliga. Îi dăm totuși un quick sim și se pare că ne luăm bătaie cu 3-1. Da, încă nu putem. E bine, iar următorul meci este versus Borussia Dortmund în Bundesliga. Haideți să vedem și cu ei ce facem și se pare că da, ne luăm bătaie și de la ei. Wow, ok. E bine, și primul sezon s-a terminat, prima oară, înainte să vedem un eternat. Hai să vedem ce a reușit echipa noastră să facă și se pare că goalgetterul nostru a fost acest jucător împrumutat de la Union Berlin. Wow, ok, ok. În afară de el, da, restul nu prea a jucat foarte, foarte bine. Și se pare că în Bundesliga nu ne surcăm cum ne-a surcat înainte de perioada de mercat pe locul 2, nu. Suntem tocmai pe locul 9, totuși este mai bine față de viața reală unde era pe locul 14. Un sezon destul de ok, zic eu, mai ales fiind primul sezon, trecem în sezonul cu 2. E bine, pentru următorul sezon, hai să vedem ce putem să facem la echipă. În primul rând, hai să vedem ce buget avem și avem 46 de milioane de euro. Putem să facem un transfer foarte, foarte bun la echipă. Și acela, să fiu sincer, ar trebui să fie pe poziția de fundaș, clar. Așa că haideți să aducem un fundaș. E bine, și de ce nu, la echipa noastră vine pe poziția de fundaș Antonio Silva de la Benfica. E bine, și acum cu Antonio Silva echipa arată mult mai bine defensivă. În restul echipei oricum mai avem bani, dar eu zic că se va juca destul de bine. E bine, și de ce nu, haideți să începem simularea din sezonul cu numărul 2.
E bine, și începem în forță cu un match versus cei de la Leverkusen, un match foarte, foarte greu, să-i dăm totuși un quick sim și se pare că facem egal, ok, ok, destul de bine. Continuăm cu un match în cupă, mai înseamnă că reușim să câștigăm și se pare că... Ok, câștigăm cu 3-1, bine mă! Marchează Honard, Radley și Honard din nou. E bine, și suntem în luna ianuarie, am intrat în următorul an, însă vedem că strikerul nostru este accidentat și el va sta accidentat încă 3 luni, wow, ok. Asta înseamnă că trebuie neapărat să transferăm un nou striker de rezervă, iar bani nu prea mai avem, așa că trebuie să uităm pe free agent să vedem dacă găsim ceva. Totuși, în ligă de însucă năsurile bine, suntem pe locul 4 cu 32 de puncte și aparent în runda 3-a, nu știu, n-am fost atent presupun, am bătut-o pe Bayer cu 3-1, incredibil. Ei bine, și de ce nu, haide să-l transferăm pe Cristiano Ronaldo, pentru că oricum are 39 de ani, 82 overall efectiv, e pe la final de carieră. Ei bine, și până la urmă Cristiano Ronaldo vine la Mönchengladbach. Ei bine, și l-am dat pe atacantul accentat, însă a venit Cristiano Ronaldo aici la echipă. O să păstrăm așa echipa, arată destul de bine. Eu zic că o să se scurce mai ales aici cu Cristiano Ronaldo. Ei bine, următorul match este în quarterfinals, în Cupa Germaniei aici, în pocal. Hai să ne că reușim să batem această echipă, Rostock, o echipă destul de ciudată, n-am mai auzit de ea. Îi dăm totuși un quick sim și se pare că reușim să o batem, o spargem cu 4-1. Marchează Quinones, Bradley, Ronaldo și Takura. Să vedem versus Bayern ce reușim să facem, o echipă foarte, foarte bună, să noi l-avem pe Cristiano Ronaldo, care nu ne ajută, din păcate, în meciul acesta să câștigăm. Harry Kane marchează două goluri și Musiala la fel, Afif marchează pentru noi. Următorul meci este contra cei de la RB Leipzig în Cupa Pokal aici în semifinală, însă vedem că Itakura este accidentat și va rămâne accidentat încă două luni, bă, ce ghinion avem. Totuși va intra acest fundaș în locul lui, să sper că se va desfurga. Hai să vedem, echipa lor arată destul de bine, totuși o să-i dăm noi un quick sim. Hai să reușim și se pare că nu reușim. La penalti n-am nicio șansă, până și Ronaldo ratează penaltiul. Wow, la penaltiuri ne bat cu 3-0. Și se pare că fundașul pe care l-am băgat noi am scris. Wow, ok. Dar echipa lor clar a fost mai bună. E bine, sezonul cu numărul 2 s-a terminat. Păi, Takura presupun că putem să-l punem înapoi. Cam așa arată echipa, eu zic că au crescut foarte mulți jucătorii. Ușor, ușor ne îndreptăm să avem tot primul 11, 80 overall. Însă hai să vedem dacă reușim ceva aici și se pare că Ronaldo, deși a prins jumate din meciuri, 13 goluri, însă atacantul nostru care a rămas tot sezonul, 18 goluri. Iar la asisturi este tot el. Și în Bundesliga se pare că terminăm pe locul 5. Bine, foarte, foarte bine. Mult la bun sezonul ăsta față de sezonul anterior. De data asta suntem în Europa League. Iar aici se pare că până la urmă câștigă RB Leipzig, da, după ce ne-a bătut pe noi. Un sezon foarte bun, haideți să trecem în sezonul numărul 3. E bine, suntem în sezonul numărul 3 și de data asta trebuie să ne băgăm pe transferuri. Avem 67 de milioane de euro și avem cu ce lucra. Vreau să schimb destul de mult echipa, însă asta va costa destul de mult pentru că va trebui să renunțe la câțiva jucători. Așa că haideți să ne băgăm la transferuri. E bine, și de ce nu, haideți să-l transferăm pe Messi și pe Neymar. Ca să facem aici toată echipa foarte bună, Ronaldo, Messi, Neymar. Însă asta o să cam ne coste, dar o să ne aștept sezonul ăsta. E bine, și uite-l cum intră Neymar aici la Mönchengladbach, aici unde se va reuni cu Messi și va juca alături de Ronaldo. E bine, și se pare că vine și Lionel Messi la Mönchengladbach, aici unde va juca în sfârșit cu Ronaldo. E bine, și ia uitați-vă și voi aici, avem Neymar, Ronaldo și Messi. Ce frumos este să-i vezi acolo în atac pe toți trei. Echipa oricum arată foarte bine, însă nu ne-a mai rămas bani de niciun jucător, așa că așa o să rămână. Așa că haideți să începem simularea din sezonul cu numărul 3. E bine, primul nostru match în acest sezon în Cupa Pokal este dacă reușim să-i batem pe cei la Augsburg. Mamă, dar Neymar este destul de obosit. Hai să vedem, îi dăm un quick sim și se pare că reușim să-i batem. Marchează Nets și Afif aparent. Totuși versus Bayern, hai să vedem dacă ne surcăm și se pare că versus Bayern reușim să-i batem. Wow! Cu 2-1, Quinones marchează și Ronaldo, bine mă Ronaldo. E bine, următorul meci este în UEFA Europa League, în grupa noastră unde vedem Campica versus AZ, Lech Poznan și Beşiktaş. Iar următorul meci este versus Beşiktaş, asta dacă reușim să-i batem, ambii avem 6 puncte, îi dăm un quick sim și se pare că... Ok, facem egal, ok, ok. Se pare că la noi marchează
Queen on S. Haideți să vedem în cupă ce facem versus Frankfurt și se pare că ne bate cu 2-1. Marchează Neymar pentru noi, însă le marchează 2 jucători. Următorul meci este ultimul meci în UEFA Europa League și trebuie neapărat să-l câștigăm. Hai să vedem dacă reușim totuși. Îi dăm un quick sim și haide să vedem dacă reușim. Și se pare că, haide, 2-1. Bine, mă, reușim să câștigăm. Messi marchează și Queen on S. Haide să vedem versus Bayern din nou în Bundesliga, de fapt. Hai să vedem dacă reușim. 1-0 pentru cei de la Bayern. Ok. Suntem în luna ianuarie și se pare că suntem pe locul 3 în Bundesliga. Ne descurcăm destul de bine. Și echipa chiar arată destul de bine și ea. Ei bine, hai să vedem. Următorul meci este versus Porto și vedem că în tur i-am bătut cu 4-0. 4-0, n-au nicio șansă, nicio șansă n-au. Hai să iei totuși, dă un quick sim și se pare că îi batem. Haide, îi bate și data asta, marchează Eric Sanchez. E bine, și se pare că mai departe dăm de Manchester United, unde în tur reușim 2-2, adică egal. Hai să ne și data asta să o batem. Echipa lor arată foarte, foarte bine, cu niște transferuri interesante la echipă. Totuși, echipa asta, eu zic că este pe măsura lor. Îi dăm un quick sim și hai să ne reușim și se pare că... Reușim la penaltiuri, mă, bine, mă, reușim la penaltiuri. În meci se pare că marchează Itakura, iar la penaltiuri primul ratează Ronaldo, e păcate. Neymar însă marchează Afif și Chavez marchează și el. În quarterfinals în Europa League se pare că am dat de Celtic, pe care am bătut în tur cu 3-2. Însă retur, hai să vedem ce putem să facem. Echipa lor arată destul de ok, interesant, dar nu cunosc pe nimeni, să fiu sincer. Îi dăm un quick sim și se pare că, haideți, haide! Nu pot să cred, ne bate cu 2-0 fix de ce aveau nevoie ca să ne bată și să ne scoată. Wow, efectiv, wow. E bine, și se pare că sezonul s-a terminat, cam așa arată echipa. Toți au scăzut la 82 overall, mă refer la Neymar, Ronaldo și Messi. Însă totuși, haide să ne ce a reușit să facă și se pare că, wow, Queen on Us i-a întrecut pe toți. Cu 26 de goluri, Ronaldo cu 18 goluri, Neymar cu 15 și Messi doar cu 3 goluri. Iar la asisturi se pare că este Queen on Us cu 12 asisturi. Iar în ligă se pare că terminăm din nou pe locul 5. Trecem totuși în sezonul cu numărul 4. E bine, am intrat și în sezonul cu numărul 4 și în sezonul acesta, haideți să vedem ce putem să facem. Echipa arată destul de bine, de data asta avem cu ce lucra, avem 127 de milioane de euro, așa că haideți să ne băgăm la transferuri. E bine, și de ce nu Rodri vine la echipă de la City pe o sumă destul de bună, mai ales că a expirat și contractul pe suma de 74 de milioane de euro. Iar Tomori, care și lui expirat contractul, vine la Mönchengladbach pe suma foarte bună de 55 de milioane de euro. E bine, acum arată mult la bine echipa cu Rodri și Tomori și să fiți sinceros, să vreau să-l păstrez pe Ronaldo, pe Messi și pe Neymar, de ce nu? Hai să-i păstrăm, oricum nu cred că o să scadă mai jos de 82, deci e ok. Așa că haide să începem simularea și sezonului cu numărul 4. Haideți să vedem primul nostru match versus Bayern, dacă reușim să câștigăm în acest sezon și se pare că... Nu reușim, 4-2 ne bate, wow. Haideți să vedem din nou în Europa League, în grupa noastră. Vedem că suntem cu Stramp Grass, Copenhaga și Lech Poznan din nou. Iar primul meci este versus această echipă, hai să vedem un quick sim să vedem dacă reușim să câștigăm. Și se pare că nu reușim, se pare, ne bate cu 3-2. Wow, ok, marchează Afif și Nets. Avem și acest meci în Cupa Pokala, să vedem dacă reușim să câștigăm sau pierdem de prima, să sperăm că reușim. Și se pare că reușim să batem cu 3-2. Marchează Ronaldo, Queen on S și Ronaldo din nou. Trece în următorul meci din Cupa Pokal, care este destul de ușor, zic eu, o să-i dăm un quick sim, hai să vedem că reușim și se pare că reușim să batem. Rodrigo marchează, însă primește roșu Neymar și marchează și Queen on S. E bine, următorul meci este în Europa League, în ultimul meci din grupa noastră și avem nevoie neapărat de win. Jucăm versus Lechia Poznan, hai să dacă reușim să câștigăm, avem nevoie foarte, foarte mult acest win, ne dăm un quick sim și se pare că, haide, 3-0 îi batem, mă, bine, mă, 3-0 îi batem. Ronaldo marchează dubla și marchează și Eric Sanchez. Suntem în ianuarie, am trecut în următorul an și vedem că suntem pe primul loc în liga noastră, 37 de puncte. Însă ne respiră în ceafă, zic așa, Bayern. Și să fiu sincer, în perioada asta de mercato nu cred că avem nevoie de niciun transfer. E bine, acesta este următorul match în cupa noastră aici în pokal. Suntem în quarter final, să avem o șansă foarte mare să trecem mai departe. Îi dăm un quick sim și hai să vedem ce se întâmplă. Și... ok, reușim să câștigăm la penaltiuri. Bine, acolo marchează Ronaldo, Queen on S și Afif. E bine, round of 16 în Europa League, aparent a jucat versus Olympique Marseille, unde am spart cu 4-0. Wow, efectiv, wow.
Haideți să mergem să dăm quick seal la următorul match cu ea, adică în retur, să vedem dacă reușim să câștigăm. Probabil că da, nu cred, imposibil, da, ok, 0-0, 4-0 rămâne la general. E bine, următorul match este contra la Mainz în semifinale de pocal. Hai să vedem dacă reușim să-i batem, îi dăm un quick sim și haideți să vedem. 5-3, wow, i-am spart. Eric Sanchez marchează Ronaldo de două ori, după aia Neymar și după aia Quinones, bine mă, bine. În quarterfinals în Europa League se pare că am dat de Young Boys pe care am bătut cu 2-1 la general, iar acum în retur, hai să vedem ce reușim să facem. Îi dăm un quick sim și se pare că câștigăm cu 5-2, 7-3 la general, bine acolo. Marchează Ronaldo, Bradley, Tomori, Sanchez și Rodrigo. În semifinal în Europa League se pare că am bătut-o pe Shakhtar Donetsk cu 4-0 și pe ea, wow, efectiv, wow, îi spargem pe toți în Europa League. Hai să vedem totuși dacă reușim să batem în retur. Și se pare că, haide, wow, ok, ok, bine. 6-3 la general, ne-a putut totuși meciul ăsta. Rodrigo cu Afif marchează. E bine, și se pare că sunt în finala UEFA Europa League, aici cu contra la CIS la Frankfurt, un meci destul de greu, dar un meci care îl mai întâlnim în Bundesliga. Hai să vedem dacă reușim să câștigăm trofeul Europa League. Îi dăm un quick sim și haide că se poate. Nu pot să cred, pierdem în finală, McAllister și Burkhardt, sau nu știu cum se numește, genul, marchează. La noi marchează doar Bradley. Totuși, hai să vedem în Cupa Pocal dacă reușim să stăm în finală versus cea Dortmund, un match greu. Ăsta chiar e match greu, însă eu zic că putem. Putem, îi dau un quick sim, haide, se poate, nu pot să cred, ceva se întâmplă. 2-1 ne bat și ei, mă, pe bune, marchează doar Ronaldo la noi și ratează Ronaldo penalty, bă, marchează Ademi de dor la ei. S-a terminat totuși sezonul, hai să vedem ce a reușit echipa asta să facă aici la goluri și vedem 66 de goluri pentru Cristiano Ronaldo, 42 de ani are, what, până când mai joacă jucătorul ăsta? Wow, efectiv a rupt echipa, a rupt. Vă nu înțeleg unde a fost. Dar ce-am câștigat că n-am câștigat nimic? În Bundesliga? Da, în Bundesliga, da. Reușim în Bundesliga să câștigăm, efectiv îi dominăm Ronaldo cu un sezon incredibil, incredibil. Cred că cea multe goluri pe care l-am văzut eu într-o simulare. 85 de puncte, câștigăm Bundesliga. Ok, am completat un obiectiv. Și suntem și în Champions League în următorul sezon. E bine, și se pare că Cristiano Ronaldo s-a retras până la urmă. Avem nevoie de un nou striker și trebuie să transferăm în sezonul acesta. Avem 147 milioane de euro, avem bani și să fii sincer, da, oh, și Messi s-a dus. Wow, ok, nu mă așteptam. Oh, și Messi s-a dus. Deci avem nevoie de 2 atacanți. Neymar, nu știu dacă mai rezistă. E bine, și de ce pentru ultimul sezon, haideți să îi transferăm pe Harry Kane și pe Dembele. E bine, și Dembele vine în echipă pe o sumă foarte bună, 59 de milioane de euro, o să nește foarte mult. E bine, și Harry Kane vine și el pe o sumă foarte, foarte bună, 65 de milioane de euro și el. E bine, și acum cu Harry Kane și cu Dembele arată mult mai bine echipa. Așa că începe simularea din sezon numărul 5, asta prin Champions League, nu știu dacă o să reușim totuși. E să fie greu. E bine, și se pare că avem ocazia să câștigăm un trofeu chiar acum, în Supercupa Germania, să vedem că reușim, îi dau un quick sim și haide, zic că putem. Bine, mă, 2-0, mă, ratează Harry Kane penaltiul, însă Harry Kane marchează după aia, se revanșează, zic așa, și Eric Sanchez marchează și el. Hai să ne primim un match versus cea Bayern, data asta noi îl avem pe Harry Kane, dacă reușim să câștigăm și aparent reușim să câștigăm, 2-1, marchează Eric Sanchez și Rodrigo. E bine, următorul match este contra cea la Barcelona în Cupa noastră de Champions League și se pare că avem un grup destul de ușor, că zic eu așa, doar Barcelona e mai bună și cu ea vom juca acum, hai să vedem dacă reușim să o batem, îi vom da noi un quick sell. Și quick sim, de fapt. Și se pare că reușim să batem cu 2-1. Neymar marchează și Harry Kane. Wow, Neymar. E bine, următorul match este în round of 6 aici în Cupa Pocal. Să vedem că reușim să-i batem, de fapt. Quick sim, reușim să-i batem cu 3-1. Marchează Neymar, Osman Dembele și Quinones. E bine, și ultimul match din grupa noastră este versus cei de la Salzburg. Hai să vedem că reușim să-l câștigăm. Și se pare că, haide, 2-1, bine, o reușim să-i batem, marchează Neymar și Quinones. Următorul match este versus această echipă în Cupa Pocal, hai să vedem că reușim să-i batem. Și se pare că reușim să-i batem cu 3-2, destul de aproape, marchează Rodrigo, Quinones și Harry Kane. E bine, următorul match este contra acea Farno, care am bătut cu 4-0. Efectiv am spart-o, să vedem că reușim și se pare că facem un egal 2-2, îi bătem cu 6-2 la general. Marchează Rodrigo și Neymar. Se pare că în semifinale aici versus Freiburg, în Cupa Pocal, să vedem că reușim să-i batem. Ar trebui totuși și dăm un quick sim. Oh, se pare că are roșii Rodri, hai să vedem că reușim totuși. Neymar marchează cu Inones și el și marchează și Nets. 3-1 îi batem. E bine, următorul match este în quarterfinals versus cel la Barça și vedem că în
Turi i-am bătut cu 3-1, un meci destul de greu, dar unde ne surcăm cea mai prost în echipa asta este la left wing, la Neymar, dar astea să îi dăm așa, îi dăm un quick sim și să vedem dacă reușim, se pare că reușim cu 2-1 să-i batem și data asta și se termină 5-1 pentru noi. Harry Kane și Osman Dembele marchează. E bine, și se pare că în semifinale am jucat versus Roma și am reușit să-i bate cu 5-2, un meci foarte interesant, hai să vedem totuși în retur ce reușim să facem. Îi dă un quick sim și hai să vedem, se pare că îi bate cu 2-0, marchează Neymar și Quinones. E bine, și ne-am rămas două meciuri și astea sunt finala Champions League și finala Pokal aici cu Leverkusen. Hai să vedem că reușim să o batem, îi dă un quick sim și haide, zic că putem. Nu pot să cred, bă, nu pot să cred, la penaltiuri pierdem, bă, ne bate la penaltiuri, wow, Harry Kane logică, datează. E bine, asta este, nu contează că am pierdut, asta este până la urmă, însă uitați-vă la echipa asta cât de bine arată și suntem și în finala Champions League. Totuși, hai să vedem ce a reușit să facă ai noștri și se pare că Quinones cu 31 de goluri, foarte, foarte bine acolo, a fost un marcator și se pare că câștigăm din nou Bundesliga, wow, cu 81 de puncte reușit să câștigăm din nou Bundesliga. Oricum, în momentul de față avem finala UEFA Champions League. Echipa lor arată destul de ok. Cunosc câțiva jucători, Anthony, Kalulu și atacantul acela Zirkzee, cred că așa se pronunță. Însă noastră ar trebui să fie mai bună. Acest meci, sincer, vreau să-l joc pentru, na, a ne da șansa să câștigăm și noi un UEFA Champions League. Dar nu doar de chestia asta, o să fie greu meci pentru că o să-l folosim pe Neymar Junior. Așa că haide să intrăm meci. E bine, și se pare că începe finala UEFA Champions League. Hai să vedem dacă reușim să o câștigăm. Asta e o ocazie bună pentru ei. Încercăm aici să ne apărăm. Un șut foarte bun să este apărat. Bine, aici pasă la Osman Dembele. Se poate duce Osman. Du-te, Osman. Haide, 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 Osman. Și Osman. Nu pot să cred. Bine, aici Osman Dembele. Osman Dembele șutează însă, apără portarul. Ocazie bună aici pentru Neymar. Neymar continuă, Neymar continuă, șutează însă, este blocat șutul. Azi de colț acum pentru Wolfsburg. Hai să vedem că reușim să ne apărăm. Bine acolo capul însă, reușim să respingem. Acum ocazie foarte bună pentru noi. Hai cu Inanes, hai cu Inanes, poți să te duci. Hai, pasă la Harry Kane și Harry Kane șutează și marchează Harry Kane, mă, bine mă, Harry Kane. Acum Osman Dembele, Osman Dembele șutează însă pe lângă poartă. Bine, aici Osman Dembele foarte rapid se mișcă. Du-te, Osman, du-te, Osman. Haide, șutează însă, apro portarul, incredibil. Bine, aici Quinones, Quinones pe lângă poartă, bă. Bine, aici urcă foarte bine Bradley, Bradley în continuă. Continuă și Harry Kane. Ce șut interesat acolo, însă nu iese. Hai să vedem acum centrare, ultima fază de meci. Hai să vedem dacă ne iese. Și la Harry Kane, mamă ce farfecă, însă nu iese. Și cred că cam aia a fost. Da, s-a terminat, reușim până la urmă să câștigăm. What? S-a dat skip. Ok, reușim până la urmă să câștigăm UEFA Champions League. E bine, și cam asta a fost videoclipul de azi. Un videoclip foarte interesant. Am reușit până la urmă să salvăm Mönchengladbach. Sper că așa se pronunță, pentru că este un nume foarte cea pentru mine. Totuși, eu zic că am făcut o treabă destul de bună. Obiectivele, eu zic că am completat câteva, mai ales principalul să câștigăm Bundesliga, ba chiar am câștigat de două ori. Și Champions League-ul, clar, restul trofeelor care trebuia să le adunăm, n-am reușit, asta este. Însă eu zic că am făcut o treabă destul de bună. Chiar putem să zicem că am salvat Mönchengladbach. Dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să pupă nățăcați când ați plăcut deja, să clipați și clăpățelul. Eu am fost Unreal White, v-a pupat. Pa, pa!